Peste 5200 de proprietăți din comuna Pojorâta, din județul Suceava, au fost măsurate și vor fi înregistrate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Rezultatele acestor lucrări vor fi disponibile publicului atât fizic în căminul cultural din satul Pojorâta, cât și online pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. După ce rezultatele lucrărilor vor fi afișate, locuitorii vor avea 60 de zile pentru a depune eventuale contestații sau cereri de rectificare, acestea putând fi înaintate la Căminul Cultural Pojorâta, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava sau prin mijloace electronice. În cadrul acestui proces de înregistrare sistematică a proprietăților au fost identificate 5211 imobile, cu o suprafață totală de 13456 de hectare, în comuna Pojorâta. Lucrările fac parte din PNCCF și sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Data afișării rezultatelor lucrărilor de cadastru general pentru comuna Pojorâta este de 13 decembrie, iar termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 9 februarie 2024. În prezent, în județul Suceava, lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor se desfășoară 93 de unități administrativ-teritoriale, în timp ce două comune sunt complet cadastrate, Moara și Mănăstirea Humorului. Acest proces face parte dintr-un proiect major al ANCPI, inclus în axa prioritară 11 din POR, având ca obiectiv înregistrarea peste 5,7 milioane de hectare din 660 de unități administrative din zonele rurale ale României. Valoarea totală a proiectului se ridică la 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 sunt fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar restul este cofinanțare din bugetul de stat. Pentru informații suplimentare despre PNCCF și proiectele în derulare, ANCPI oferă detalii pe site-ul oficial ancpi.ro.